Salutare, sunt Mădălina și bine v-am regăsit la o nouă ediție Lifestyle Estival. Pentru că evenimentele se țin lanț în această vară, vom afla de la experți cum să ne facem un make-up de festival spectaculos și discret totodată. De asemenea, vă voi prezenta și o alternativă pentru petrecerea timpului liber, dar și un cocktail care să vă bine dispună în orice moment al zilei. Pentru că fiecare dintre noi ne dorim să fim cele mai frumoase și să strălucim în această vară, m-am gândit să vă arăt un tip de machiaj superb care se poate purta cu lejeritate la un festival muzical. Pentru asta, make-up artistul Andreea ne va oferi cele mai de efect trucuri. Bună, Andreea! Bună, Madalina! Bine ai revenit! Bine te-am găsit! Spune-ne, te rog, ce este în vogă vara aceasta? Ce avem în tendințe în materie de make-up? Chiar dacă trec prin anumite schimbări, tendințele se păstrează și se reorientează atunci când vine vorba de machiaj. Anul acesta este în tendință machiajul tenului luminos cu aspect proaspăt și tânăr. Accentul va rămâne și vara aceasta pe eyeliner, fie că vorbim despre o linie clasică, grafică sau neon, iar pentru machiajul buzelor va domina în continuare rujul nude, dar și cel roșu. Cum ar fi de preferat? Mai bine să avem buzele mate sau lucioase? Să folosim un gloss sau un ruj mat? Asta depinde și de preferința clientelor, dar în general eu recomand ca buzele mate să fie purtate de persoane care au deja volum au al buzelor, buze, da, buzele conturate de la natură. Să opteze pentru luciu persoanele care își doresc într-adevăr să creeze un efect de volum. Am înțeles, deci acest luciu creează efectul exact, de volum al buzelor. Da. Spune-mi, te rog, în schimb, ce nu se mai poartă în vara asta? Păi, în primul rând, nu mai purtăm mască. Da, da. Și asta e un lucru foarte bun. Și putem să dăm frâu liber imaginației și să purtăm orice machiaj dorim, fără să mai fim condiționate că vom purta mască, că se va transfera. Ca și tendință, pot să-ți spun că machiajul de tip smokey eyes, da, s-a reinterpretat și acesta, începând cu iarna aceasta, și nu se mai poartă acel smokey eyes ridicat până în, cu intensitate ridicată până în sprâncean. Ci doar pe acea bucățică mică de pleoapă, exact, și după aceea a continuat. Se va pune pe zona genelor, atât superioare cât și cele inferioare. Și pe partea de arcadă, bănuiesc că ar fi de preferat să creăm o luminozitate. Exact. Vara asta avem culori stridente, neon și cele de genul pe care ar trebui să le purtăm, sau cel puțin la festival. Bineînțeles, la festivaluri putem să dăm frâul liber imaginației și să purtăm orice culoare dorim noi. Ca și tendință pot să-ți spun că da, domină culorile vibrante anul acesta, precum verdele, neon, movul, galben, chiar și rozul acela foarte intens. Rozul e preferatul meu, deci ar trebui să-l folosesc pe pleoape. Sigur, trebuie să-l încerc. Cum să ne realizăm un make-up de festival? Păi, în primul rând, să nu ne lipsească sclipiciul din trusă. În al doilea rând, putem să optăm pentru linia grafică de tuș, fie ea simplă sau chiar dublată, măi, nu, așa se poartă. Cu două culori, bănuiesc. Cu două culori, chiar se poate face chiar și din aceeași culoare, doar că sunt două linii. Exact, sunt două linii paralele. În plus, putem să ne jucăm cu accesoriile pentru față, adică pietricelele acele micuțe, semi-pietricele de se lipesc. Plus că mai avem și, uite, spre exemplu, acesta. Strasuri. Așa, strasuri, la fel. Putem să le lipim atât pe față cât și pe zona părului. Mai purtăm vara aceasta la festival gene colorate? Voluminoase și colorate? Voluminoase, da. Colorate, nu cred că se vor mai purta. Să o lăsăm mai pe natural, da, cred. Da, da. Cel mai bine, un machiaj bronzi, accesorizat cu pietricele, o linie grafică de tuș și cam asta e tot. În schimb, putem să optăm pentru un pic de sclipiș pe zona buzelor. Sclipiciul niciodată nu se demodează, nu, poate fi folosit și în păr, și pe față, exact, și peste exact. Tot. Ce produse ar fi un must-have vara asta?
Păi, la modul general, pot să-ți spun că neapărat un produs cu SPF, da, să conțină un factor mare de protecție, fie că vorbim despre un fond de ten, fie că vorbim despre o cremă colorantă, dar neapărat să conțină factor de protecție, pentru că razele soarelui știm foarte bine cât de nocive pot fi și nu sunt rezultate care se văd acum, ci în timp. În timp, exact. Da, deci da, cel mai bine ar fi, în primul rând, să ne protejăm, da, tenul cu un factor de protecție. Exact. Altceva care să nu ne lipsească acum și pentru festival? Și pentru festival, un anti-cearcăn, da, ne creează acel look fresh. Iar vreau să zic un tips, că cu un anti-cearcăn poți să jonglezi și să, în loc de, să-l folosești chiar și în loc de fond de ten, dacă nu-ți place, da, acel efect de ten încărcat. Chiar am încercat acest lucru odată când am rămas fără fond de ten și mi s-a părut că se așează mult, da, mai bine. Și neapărat să-l fixezi cu pudră, da, da, pentru că el va migra pe timpul zilei și ținând cont de temperaturile ridicate cu care ne confruntăm. Iar un alt produs must have ar fi rujul. Dacă ruj. Da, da. În nuanțe, în nuanțe care îți plac ție, dar dacă vei opta pentru un ruj nude, spre exemplu, destul de apropiat culoarea buzelor tale, vreau să spun că este atât de versatil încât o să-l poți folosi atât pe zona pomeților, da, să, în da, loc de blush, dar chiar și pe ploape, în loc de bază de ploape. Cât timp ar trebui să ne acordăm pentru pregătirea machiajului de festival? În primul rând, vreau să-ți spun că fiecare produs pe care îl aplicăm are nevoie de timpul lui de acțiune. Da? De la acești factori, noi trebuie să începem să pregătim tenul înainte de machiaj. Prin o demachiere, o tonifiere și o hidratare corectă. Apoi aplicăm cam 15 minute durează toată treaba aceasta, mai ales ca hidratarea, da, exact. Fiecare produs trebuie să se absorbă bine în piele. Iar apoi începem machiajul tenului prin aplicarea unui primer, la un fond de ten lejer, pentru că trebuie să ținem cont și de temperaturile destul de ridicate, da, iar tenul nu are nevoie să fie foarte încărcat. Și restul machiajului, în funcție de preferința fiecăruia. Fie că ți faci un machiaj doar din eyeliner, fie că ți aplici ceva sclipici sau ai nevoie de pomeți mai conturați, în funcție de preferință. Deci până acum făceam total greșit acasă, da, pentru că începeam, da, demacheam tenul, după aceea mă dădeam cu o cremă hidratantă și gata, repede și cu fondul de ten. Da, și uite-ai de primer. Da, primer nu, nici nu mai puneam pe grabă, repede. Dar pudră foloseai sau spray de fixare? Pudră, da, o pudră pulbere. Da, da, pudră liberă, da, da, este foarte bună pentru fixarea machiajului. Eu nu sunt adepta machiajului la plajă, dar cu siguranță sunt doamne și domnișoare care ar prefera să fie machiate. Ce recomanzi pentru astfel de ieșire la plajă, pentru machiajul de plajă? În general, pentru plajă, recomandăm un machiaj de tip bronzy look, ce presupune aplicarea unui fond de ten foarte, foarte lejer sau chiar a unei creme colorante, dar atenție, și acesta trebuie să conțină un factor de protecție. Bineînțeles, da, da, da. De preferat să fie cu SPF 30, de la 30 în sus, da, da. Pentru că tenul are nevoie de protecție și hidratare în același timp. Cât despre machiajul ochilor să fie cât mai natural, eventual un pigment sau un far dirizat în destul de nuanțe bronzy. Iar pentru machiajul buzelor, la fel, o hidratare foarte intensă, pot opta pentru un strugurel de buze sau pentru un luciu foarte hidratant. Este adevărat că, de fapt, machiajul este precum o haină pentru față, adică protejează fața de toată poluarea din jur și... Da. Da, într-adevăr, așa este. Machiajul are un rol și de protecție pentru piele, practic este o barieră între factorii nocivi din mediul extern și pielea noastră. Deci atunci când se zice că vai, ți-ai stricat fața că te-ai machiat, este total greșit. Cu o rutină corectă și cu îngrijire corespunzătoare. Exact, cu o îngrijire corespunzătoare nu se va întâmpla lucrurile acestea.
Și acum să revenim la distracția noastră cu festivalul. Sunt tare curioasă ce îmi recomanzi pentru festival, așa uitându-te la mine și cu coafiura asta, ce mi s-ar potrivi? Păi, conform fizionomiei tale, eu ți-aș face o linie de tuș colorată, mai grafică, aș aplica și un pic de sclipici, dar neapărat accesorizată cu pietre. Super! Hai să începem! Abia aștept! De multe ori am rămas în pană de idei, întrebându-ne ce putem face pentru a ne umple timpul liber, încât să fie și distractiv și relaxant. Ei bine, vin cu o propunere pentru petrecerea timpului liber. Echitația. Bogdan, instructor de echitație, ne va oferi o lecție de călărie. Astăzi este despre relaxare. În această zi minunată am ales o modalitate educativă și relaxantă pentru petrecerea timpului liber. Este o activitate îndrăgită atât de copii cât și de adulți. Despre echitație este vorba. Bogdan, instructor de echitație, ne va oferi mai multe detalii.
Bună, Bogdan! Salut, Mila! Mă bucur că mă aflu aici, în acest loc minunat. Am zis că hai să găsim o modalitate pentru petrecerea timpului liber, încât să fie și educativ și relaxant. Spune-ne, te rog, ce beneficii există pentru cei care doresc să se apuce de echitație? Beneficiile sunt foarte multe. Echitația mai este cunoscută ca și sportul care formează caractere. În cât timp ar putea un adult să prindă bazele călăriei? În cât timp ar putea să călărească efectiv? Undeva la 11 lecții. Și pentru copii este recomandat? Da. De la ce vârstă ar trebui? Eu recomand undeva 7-8 ani. Bănuiesc că copiii sunt mult mai receptivi și prind mai mult repede mai decât da. Adulții. Da. Ne poți spune, te rog, dacă este și un cal vedetă al acestui club de echitație? Da, îl avem pe Zoro. Ce ne poți spune despre Zoro? Este un cal din rasa frizian, un cal de 14 ani, un cal impunător, negru. Pe care bănuiesc că nu îl poate călări oricine. Nu, împotrivă, e un căluț chiar foarte, foarte cuminte. Despre cai, apropo de asta, relația dintre om și cal, cum putem face să ne devină calul cel mai bun prieten și să ne și asculte? Respect, iubire. Să-i oferim respectul și iubirea cuvenită, bineînțeles. Da. Recomandări pentru cei care doresc să vină la echitație? Ce poți să-i recomanzi? Doar să aibă curaj, nu știu, plăcerea de a veni, că nu prea e ce să le spui. Asta ține de tine, ține de fiecare om în parte, dacă simți că ești făcut, știi? Da, trebuie să fii făcut pentru asta, la fel ca pentru, trebuie să simți, de fapt, orice sport înainte exact, să te exact, apuci. Da. Îți mulțumesc pentru aceste sfaturi. Și noi vă mulțumim mult de tot pentru vizita. Hai, pe cai că se filmează! Ce ușor stăm? Deci, cum o cheamă pe ea? Sau pe el? Norton. 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 Stând aici și îți face la 1, 2, 3, 5, cât vrei tu. Așa. Și ții piciorul ca și cum l-ai ține pe pedală, vârfulețul sus și călcâiul jos. E ca și cum ai ține piciorul pe pedală, știi? Așa. Ceva de gen. Așa. Strânge. Nu. Așa. Și strânge. Strânge pungiul. La fel și în partea cealaltă. Nu. Trebuie să ai grijă să fie egal. Ok. Gata? Da. Așa. Pungiorii față în față, da? Acolo. Hai. Privirea e înainte, mânuța un pic mai jos și pumnișorii față în față. Acolo. Un pic pumnișorii mai adunați. Așa, bravo. Și privirea înainte. Pentru echitație trebuie să ai un foarte bun echilibru. Da. Lucru pe care nu cred că îl dobândesc foarte bine. Ba, da. E chiar bine, bravo. E bine? Da. Da, cred că la început e greu. Nu e, ți-am spus, depinde cât de mult îți place, cât de mult vrei să faci. Da, contează și ceea ce simți, să simți cât chemarea aia. Ține și de chestia aia de abilități, știi? E un sport care formează caractere. Și asta vreau să zic, ne dezvoltă personal. Da. Și ne face să fim mai ordonați, mai încrezători. Deci cred că e sportul care umblă cel mai mult la chestia asta, cu încrederea de sine. Am zis, un copil dintre ăsta să conducă, să ducă un animal de 400 și ceva de kg, adică îți crește exponențial. Și vezi că vin și în primele 4-5 ședințe nu poți să scoți un cuvânt de la ei. Și după aceea, ușor, ușor, îl vezi cum înflorește. Ce frumos! Da. Adică la modul că devin chiar și mai comunicativ, da, se integrează altfel. Da, păi am copii, îi știu de în clasa a 7, așa cum sunt la facultate. Și practică în continuare. Da, da. Mânuța jos, mânuța se stă întotdeauna aici jos. Așa. Da? Da. Niciodată nu ridicăm mânuța sus. În momentul în care ridicăm mâna sus, te dezechilibrezi. Am înțeles. Deci așa ca și cum aș sprijini undeva oarecum. Undeva degețelele tale mici trebuie să atingă ușor coama de o parte și de alta. Ok? Așa. Uite aici. Cum? Și pumnișorii sunt întotdeauna față în față. Aha. Undeva aici. Ok? Așa. Deci ca și distanța asta. Ceva de genul. Aici îl ții întotdeauna spre umărul calului, da? Dă drumul la dărlogi, ok?
ții doar o mânăță pe curelușă și una o pui în șold. Care vrei tu? Dreapta, stânga? Așa. Așa. Da? Și privirea ta e întotdeauna înainte. Acolo, bravo. E, și ușor, ușor, vezi, ne bazăm pe echilibru. Ții cotul lângă tine, da? Acolo. Cotul la mânuța stângă. Întotdeauna. E o linie, o axă, da? În care umărul, codul, șoldul și călcâiul, toate astea trebuie aliniate. Ok? Așa. Da. E, și atunci avem un echilibru. Și nu trebuie să stai încordat, da? Stai relaxat. Doar cu mâna, cred că în momentul ăsta stau încordat așa. Foarte bine, bravo. De, cu mâna așa trebuie? Da. Mai... Încordată, ții. Uh-huh. Curelușa acolo. Ei, și după aia ușor, ușor, pui ambele mânuțe în șold, scoți și așa. Picioarele din acolo, bravo. Și fără picioare? Da, la un moment dat. Ține-le în șold acum, dacă tot ai început. Scoți picioarele din scăriță, ții mânuța pe curelușă, mâinile pe curelușă, dar piciorușul la fel, da? Exact în aceeași poziție ca atunci când era în scăriță, da? Uh-huh. Spatele drept. Hai, uite-l. Să-ți arăt cum să descălecăm. La fel cum am încărecat, nu? Scoți ambele piciorușe din scăriță. Ambele? Da. Dar pleci un pic, spatele e întotdeauna drept, da? Și piciorul drept tare pe după șa. Și de ce mă ție? Pe... De acolo, hai. Tare, mi-e frică. Tare. Ah, scuze. Hei, l-am căcat. L-ai căcat. Vă mulțumesc. Trendurile nu se regăsesc doar în haine și accesorii, ci și în băuturi. Ele ne răcoresc și ne oferă o stare de spirit mult mai bună. Antonio ne va prepara una dintre cele mai cool băuturi din vara aceasta. Salut! Sunt Antonio și astăzi voi pregăti un gin tonic. Am adăugat gheață pentru a prereci paharul. Un gin premium. Vom adăuga și fructe, felii de lime, portocală, lămâie, odată și fructe de pădure. Pentru a spori aroma ginului. Cardamon și enupăr. Și un tonic de mare calitate. Îl vom amesteca. Ginul este gata. Sunt Mădălina și vă mulțumesc că ați urmărit Lifestyle Estival. Vă urez o zi minunată și ne vedem data viitoare cu cele mai fresh informații.